Cristian Smadu aduce la cunoștința locuitorilor și agricultorilor județului Satu Mare faptul că Guvernul României a aprobat în ședință ordonanța de urgență privind modificarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscale, prin care se anulează impozitul pe venitul agricol, proporțional cu gradul de calamitate constatat pentru contribuabilii care au desfășurat în anul 2013 activități agricole și care au suferit pierderi de venit ca urmare a unor factori externi. Ordonanța de urgență venită din inițiativa Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și totodată președintele Partidului Conservator Daniel Constantin prevede acordarea acestei facilități în cazul în care producția nu a fost asigurată și a fost calamitată în proporție de peste 30%, acest lucru putând fi dovedit printr-un document emis de autoritatea competentă în condițiile legii. Mai mult, cei care au plătit deja contribuțiile beneficiază de restituirea sumelor achitate. Este o măsură firească de a veni în întâmpinarea problemelor pe care le au fermierii și este îndeplinirea unei promisiuni pe care am făcut-o celor care s-au confruntat cu situații foarte dificile în cursul anului trecut. Este clar că producătorii agricole au declarat impozitul calculat pe baza normelor de venit într-un context în care au suferit pierderi economice importante cauzate de calamități. În aceste condiții, actul normativ este o facilitate care îi va ajuta să recupereze mai repede pagubele și să poată să se dezvolte în continuare, a declarat Daniel Constantin, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.